Bună ziua și bine ați revenit la o nouă oră de consiliere și dezvoltare personală. Numele meu este Mădălina Radu și sunt profesor consilier școlar la Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, iar activitatea mi-o desfășor la grădinița Luminița și la școala gimnazială numărul 46 în sectorul 2 al capitalei. Astăzi vom vorbi împreună despre timp și despre modalitățile de gestionare ale acestuia. Am ales să vă vorbesc despre timp pentru că pe oameni întotdeauna i-a fascinat timpul. Și mai întâi și-au dorit să îl măsoare cu cea mai mare precizie posibilă. Și dacă vă uitați în istorie, veți vedea că am trecut de la cadranele solare ale egiptenilor, la ceasurile mecanice și la ceasurile atomice ale zilelor noastre, care măsoară timpul cu așa o precizie de mare, încât se pare că trebuie potrivite la câteva sute de ani. Însă, totuși, omului modern i-a rămas încă o necunoscută. I-a rămas încă întrebarea cum să facă să își gestioneze cât mai eficient timpul sau, mai pe scurt, cum să își managerieze acest timp. Și asta vom descoperi împreună în această activitate. Timpul, dragii mei, este cea mai importantă resursă posibilă, pentru că timpul nu poate fi cumpărat. Nu pot să mă duc nici la magazinul din colț, dar nu pot să mă duc nici la mall și să-i cer vânzătoarei să îmi dea așa vreo 2-3 kg de timp și să le pun eu acolo pentru când mai am nevoie. Și sigur că timpul nu poate fi nici stocat. Adică nu pot să iau kilogramele acelea de timp pe care poate le-am cumpărat de la vânzătoare și să le pun eu acolo într-un dulap și când am nevoie de timp ca să-mi desfășor activitățile, să mai trag de acolo vreo câteva ore, vreo câteva zile sau poate câțiva ani. Și desigur că timpul este cea mai importantă resursă pentru că nu-l putem mări și nu-l putem nici micșora. Sigur că vă veți întreba și cu toți aveți această întrebare, schimbările astea din viața noastră, că trăim într-un secol al vitezei, toate necesită timp. Și necesită timp pentru acomodare. Eu trebuie să mă acomodez la ceea ce trăiesc, să mă obișnuiesc, da? Nimeni nu se aștepta să vină peste noi pandemia de COVID-19 și cu toții profesori și elevi să fim nevoiți să ne acomodăm să purtăm masca în sala de clasă. Sigur că toate aceste schimbări din viața noastră necesită timp și pentru organizare. La fel, nimeni nu se aștepta, nici profesori, nici elevi, dar nu aveam această așteptare de a veni pandemia de COVID peste noi și să trebuiască să ne organizăm, să predăm și altfel sau să învățăm și în alt mod. Da? Am ajuns să învățăm online sau am ajuns să învățăm hibrid. Da? A trebuit să ne organizăm activitățile altfel decât eram obișnuiți. Toate aceste schimbări din viața noastră necesită timp și pentru învățare, pentru asimilarea de noi cunoștințe. Trăim într-un secol al vitezei, în care informațiile sunt la un clic distanță și vin din toate părțile, iar noi trebuie să le asimilăm și să le integrăm pentru a putea lucra cu ele. Iar toate aceste schimbări din viața noastră necesită timp, dacă vreți, și pentru cunoaștere de sine. Și este foarte important să ne cunoaștem pe noi. De ce? Pentru că atunci când eu îmi cunosc punctele tari, dar și lucrurile pe care le mai am de îmbunătățit la mine, sigur că parcă altfel intru în activități și parcă altfel le desfășor, da? Cu alt entuziasm. Managementul timpului. Că despre asta vom vorbi astăzi. Asta înseamnă. De fapt, să îmi gestionez timpul. Și, de fapt, se referă foarte clar la modul în care noi planificăm și la modul în care noi controlăm timpul pe care îl alocăm anumitor activități în scopul creșterii eficienței, eficacității și productivității. Și știu, poate că vă veți speria că ați văzut acolo niște cuvinte și poate că nu știți ce înseamnă. Și să înțelegem și mai bine de atât, v-am dat o explicație foarte simplă. Eficiență înseamnă ca eu să fac lucrurile bine. Ceea ce fac, să fac bine. Iar eficacitate înseamnă să fac lucrurile care trebuie. Și cu siguranță că noi, dacă vom face lucrurile care trebuie să fie făcute și mai ales dacă le vom face și bine, atunci cu siguranță vom avea succes în activitățile noastre, da? De asta v-am scris aici, fă lucrurile care merită să fie făcute și vei avea succes în activitățile pe care tu le vei realiza. Managementul timpului are două componente.
are o parte de organizare, despre care vom vorbi în lecție, și o parte de monitorizare, despre care aș vrea să vă vorbesc în acest moment. Partea de monitorizare se referă la a-ți pune întrebări tot timpul, atunci când termin o activitate. Întrebări de tipul: ce a mers? Ce nu a mers? Cum aș putea să fac să fie mai bine data viitoare? Sau ce aș putea să schimb la mine ca data viitoare să desfășor activitățile și mai bine decât le-am desfășurat până în acest moment? Și dacă tot vorbeam despre organizare și planificarea timpului, este bine să știți așa, că organizarea și planificarea timpului înseamnă ca eu să-mi stabilesc obiective clare, în mintea mea să fie clar ceea ce am de făcut. Mai trebuie să stabilim priorități, adică lucrurile acelea care trebuie să fie făcute acum și sunt important să fie făcute, da? Și de asemenea ar trebui să ne autoimpunem termene limită. Ok, mi-am stabilit un obiectiv, am stabilit și care sunt prioritățile pentru a ajunge la acel obiectiv, dar ar trebui să am și un termen limită până când realizez acel obiectiv, da? Nu, da, pentru că altfel tot timpul vom amâna și nu vom realiza ceea ce ne-am planificat. Și sigur că organizarea aceasta, planificarea timpului, înseamnă de fapt să ne facem liste de lucru zilnice. Și prima tehnică de management al timpului pe care vreau să vă prezint este pur și simplu lista activităților de făcut. Lista to-do veți vedea voi pe ecran, pentru că to-do este traducerea în limba română din engleză, da? De făcut, lista de făcut. Pentru a face o astfel de listă avem nevoie să ne trecem pe o coală albă de hârtie toate activitățile pe care noi le avem de realizat. Și putem să facem o astfel de listă cu activitățile pe care le avem de realizat într-o zi, într-o săptămână, într-o lună sau chiar și într-un an. Sigur că după ce trecem toate activitățile pe această listă, este important să le prioritizăm, să vedem care sunt cele importante și de asemenea, după ce am realizat activitățile, cum vedeți și aici, da, să bifăm acele activități că au fost realizate. Și de asemenea, vă rog să nu uitați atunci când faceți o listă de activități de făcut, să le și monitorizați, da? Să vedem, ne uităm pe listă, hai să vedem ce mai am de făcut, ce aș putea să fac să realizez aceste activități într-un timp mai scurt și așa mai departe, da? Nu uitați de partea de monitorizare, care este foarte, foarte importantă. O altă metodă, dacă vreți, o altă tehnică de management al timpului este metoda Pomodoro. Este foarte simplă, iar elevii cărora le-am împărtășit-o în activitățile de consiliere îmi spun că chiar funcționează și de asta am vrut să o împărtășesc cu voi cu toți. Această tehnică a fost inventată de un student italian la sfârșitul anilor 80. Pomodoro vine din italiană și înseamnă roșie, pentru că el era un student care nu reușea să-și realizeze activitățile școlare în timpul pe care îl avea la dispoziție și atunci s-a gândit cum să fac eu să-mi realizez totuși activitățile pe care le-am de făcut. Și a luat pur și simplu un timer din acela de bucătărie în formă de roșie și s-a gândit să desfășoare activități într-un timp stabilit. Bun, și acum haideți să vă explic mai pe îndelete metoda. Această metodă presupune să ne stabilim o sarcină pe care o avem de făcut. După aceea să ne pornim un cronometru și să derulăm acele activități care se potrivesc cu sarcina noastră timp de 25 de minute, iar cronometrul nostru va suna după cele 25 de minute. Ei, în momentul în care s-au terminat cele 25 de minute de lucru efectiv, trebuie să luăm o pauză de 5 minute, nici mai mult, nici mai puțin. 5 minute. Însă este important ca în cele 5 minute de pauză să nu desfășurați activități intelectuale. De exemplu, puteți să beți un suc sau puteți să trândăviți un pic în canapea sau în fotoliu, da? Să vă liniștiți sau să ascultați muzică încă timp de 5 minute. Ei bine, această metodă puteți să o reluați, adică realizez activități timp de 25 de minute, îmi iau pauză 5.
realizez din nou alte activități și mă concentrez pe o altă sarcină timp de 25 de minute, din nou iau pauză 5 minute. Realizez din nou alte activități, da? Timp de 25 de minute, iau o pauză de 5. Iar după cea de-a patra sesiune de 25 de minute pe care eu o desfășor, pot să-mi iau o pauză mai mare, da? Iar aceasta trebuie să fie între 15, dar nu mai mult de 30 de minute, da? Deci un maxim de 30 de minute. Copiii cărora eu le-am împărtășit această metodă și în cabinet și în activitățile de consiliere de grup, mi-au spus că funcționează. Și să știți că ea funcționează, este foarte bună, vă ajută foarte mult și aveți cumva nevoie de 7-12 zile de realizat astfel de activități, dar de învățat cumva după această metodă, după metoda Pomodoro, până ajungeți cumva la rezultatele pe care chiar vi le doriți. Deci aveți nevoie să exersați un pic înainte să vedeți și rezultatele finale. Însă funcționează foarte bine. Un alt instrument pe care vreau să-l împărtășesc cu voi astăzi este diagrama Eisenhower și a fost inventată de generalul Eisenhower, care a devenit ulterior și președinte al Statelor Unite ale Americii. Iar el zice așa, că este foarte important ca activitățile pe care noi ne le planificăm, da, într-o zi, să fie cumva împărțite după criteriul urgenței și importanței. Da? Și atunci apar patru cadrane, că de-aia se mai numește, o veți mai găsi și sub denumirea de metoda cadranelor, dacă vreți. Și atunci avem, el zice așa, că avem activități într-o zi urgente și importante. Și pe acestea este necesar să le realizăm acum, da? Imediat. Deci aceste activități vor fi realizate imediat. Da? Bun. Zice așa, că mai avem și activități importante, dar nu urgente. Și că aceste activități, de exemplu, pot fi amânate pentru o dată ulterioară. Mai avem și activități urgente, dar nu importante. Ei bine, aceste activități putem să le delegăm altora. Deleagă, o să scriu eu aici, da? Adică putem pe altcineva să le punem să le realizeze pentru noi, iar noi să știm doar ce s-a întâmplat, să știm rezultatul final. Și avem activități nici urgente și nici importante, iar pe acestea pur și simplu putem să le tăiem de pe listă. Da? Dacă ar fi să vorbim despre o zi din viața voastră de școlar și ar trebui să facem această diagramă, aveți aici un exemplu. Activități urgente și importante ar fi temele pentru a doua zi sau ceea ce anume am de învățat pentru a doua zi. O activitate importantă, dar nu urgentă, poate să fie, de exemplu, orice activitate recreativă. O activitate urgentă, dar nu importantă, poate să fie un apel telefonic, da? Și pot să pun pe altcineva să dea acel apel telefonic în numele meu. Și activități nici urgente și nici importante, m-am gândit la discuțiile interminabile de pe site-urile de socializare. Știm cu toții că dacă vom avea un telefon în mână cu acces la internet, vom intra pe site-uri de socializare și acolo vom pierde noțiunea timpului. Și pentru că tot vorbim de pierdut noțiunea timpului, am să vă zic că există și hoții de timp. Ei sunt aceștia, v-am dat eu aici câteva exemple. Amânarea activităților. Sigur că vă gândiți, și am temă de făcut la geografie, pot să o fac și peste 2 ore, nu contează, mai stau puțin de vorbă cu prietenul meu pe un site de socializare, că nu se întâmplă nimic. Peste 2 ore mă mai gândesc puțin, iar mai amân și mă trezesc că trebuie să mă și culc, să mă și spăl și nu mai am când să realizez tot ceea ce îmi propusesem eu pentru astăzi. Un alt host de timp sunt întreruperile din activitate. Este științific demonstrat că dacă ies din activitatea pe care eu o făceam, dar mă întrerup și mă duc în cu totul altă activitate, că atunci, în momentul în care revin la activitatea mea inițială, focusul nu va mai fi același, nu mă mai focusez în același fel. Hoții de timp, telefonul, televizorul sau internetul, dar am discutat deja despre ei. Un alt host de timp este oboseala. Este foarte clar că atunci când suntem obosiți,
și ne planificasem să desfășurăm o activitate într-un anumit interval de timp, când intervine oboseala, om desfășura un interval mai mare de timp. Și la fel, toată planificarea noastră se va duce de râpă. Hoți de timp sunt și vizitatorii neanunțați. Mi-am planificat ceva pentru astăzi, însă țâr soneria la ușă și mă trezesc cu verișorul meu de nu știu unde, venind neanunțat în vizită. Sigur că trebuie să-mi realizez și ce am de făcut, dar trebuie să stau de vorbă și cu verișorul meu. Dar e, din păcate pentru mine, poate fi un hoț de timp. Și cred că cel mai important hoț de timp ar fi acesta, că noi uneori niciodată nu putem spune nu și ne încărcăm și cu sarcinile altora. Și vă sfătuiesc să învățați să spuneți nu. Cum ne putem păzi de acești hoți de timp? Ei bine, foarte simplu. Având întotdeauna o listă a activităților pe care noi trebuie să o desfășurăm. Am vorbit deja despre asta, da? Spunându-le și celor din jurul nostru programul nostru, astfel încât ei să știe și să nu ne mai trezim poate cu vizitatori neanunțați. Cerând ajutor, poate nu reușesc să realizez tot ceea ce mi-am propus pentru astăzi, dar dacă cer ajutor, poate cineva mă va ajuta și voi reuși până la urmă. Dacă vom avea un bun management al timpului și dacă voi veți aplica în viața de zi cu zi măcar o tehnică din cele trei pe care eu vi le-am spus astăzi, cu siguranță veți realiza ceea ce vă veți propune să faceți și cu siguranță vom avea timp liber, pentru că asta ne dorim cu toții, să avem timp liber, să avem timp liber astfel încât să nu ne neglijăm pasiunile noastre, lucrurile care ne fac plăcere. Și pentru că pe parcursul acestei activități încă nu am lucrat, vă propun să facem asta în minutele care urmează. Aș vrea să luați o foaie de hârtie și să desenați un tabel cu 4 coloane și cu rânduri nu mai mult de 5. În primul cadran aș vrea să scrieți obiectiv, cuvântul obiectiv, în cel de-al doilea cine mă poate ajuta, apoi timp alocat și apoi termen limită. De ce vreau să faceți asta? Aș vrea să completați tabelul care v-a reieșit, având în minte următorul scop. O notă bună la examenul de evaluare național. Și am trecut o notă bună pentru că cu siguranță acest concept de notă bună, da, o notă bună este cu siguranță altă notă pentru fiecare dintre noi. Și atunci, am în minte acest scop, o notă bună la examenul de evaluare națională. Ce obiective îmi propun eu pentru asta? Obiectivul 1, 2, 3, maxim 5. Este foarte important să identificați persoanele care vă pot ajuta. De asemenea, aș vrea să îmi treceți timpul alocat, da? Pe coloana timp, ce timp vă alocați ca acel obiectiv să fie dus la îndeplinire. Și de asemenea, vreau să treceți și termenul limită, data până la care acel obiectiv trebuie să fie realizat. Mai departe și ca o sinteză a tot ceea ce am povestit până acum despre managementul timpului și cât de important este să avem un bun management al timpului, aș vrea să vă prezint un plan de gestionare al timpului al doamnei profesoare Adriana Băban. Și are mai mulți pași, vreo 8 la număr. Primul zice așa, să-mi revizuiesc scopul. Poate că ceea ce mi-am propus eu nu se potrivește. De asemenea, mai spune doamna profesoară, ar trebui să realizăm o listă cu ceea ce trebuie să facem. Iar asta am învățat astăzi în această lecție. Amintiți-vă de lista de activităților de făcut, da? Pe care v-am prezentat-o anterior. Ar mai trebui să analizăm consecințele amânării unor activități. Dacă din toate activitățile pe care eu mi le-am pus pe listă, da? Sunt unele pe care aș vrea să le amân, ar trebui să mă gândesc foarte clar care sunt consecințele, și consecințele pozitive, dar și consecințele negative ale amânării acestor activități și abia atunci să decid în consecință. De asemenea, ar trebui să selectați activitățile în ordinea realizării lor. Amintiți-vă de importanța prioritizării, despre care am discutat. De asemenea, ar fi bine să încercați să faceți o singură activitate. Amintiți-vă de metoda Pomodoro, da? O singură activitate într-un interval de 25 de minute, da? De asemenea, ar fi bine să faceți pauze între activități, da? Să ne relaxăm puțin între aceste activități care necesită un consum mare de energie. De asemenea, este foarte, foarte important să ne analizăm standardele. Iar când am terminat
de realizat toate activitățile pe care noi ni le-am propus, e bine să vă oferiți o recompensă. Pentru că, știți ce? Chiar o meritați. Și pentru că eu întotdeauna elevilor mei le propun două lucruri. Exercițiul de autoevaluare pentru lecție, dar și feedback. Și urmează asta și pentru voi. Exercițiul de autoevaluare de astăzi vă propune să vă gândiți la tot ce am învățat și tot ce am discutat împreună și să completați următoarele propoziții sau fraze. 1. Astăzi, în timpul acestei lecții sau pe parcursul acestei lecții, am aflat despre mine că. 2. Cred că știu mai bine să, după ce am parcurs toată această activitate. 3. Am fost provocat sau provocată să reflectez la. Iar 4. Cred că aș putea să le spun și altora despre. Și pentru că v-am spus că eu întotdeauna elevilor mei le cer feedback pentru activitățile pe care le realizăm împreună, am să fac astăzi și cu voi un astfel de exercițiu. Și aș vrea să luați o coală de hârtie și să vă desenați efectiv emoția pe care o aveți în acest moment, la sfârșitul acestei activități, dar și să motivați alegerea acesteia. Adică, dacă aleg fericire, trebuie să spun de ce. Sunt fericit pentru că am aflat lucruri care mă pot ajuta să învăț mai bine, să-mi gestionez timpul mai bine, astfel încât să fiu poate mai eficient. Dacă sunt uimit, poate că n-am știut o anume tehnică și așa mai departe, da? Fiecare dă feedback pentru această lecție în felul în care îi se potrivește. Și aș vrea așa, să reflectați la sfârșit la ceea ce spunea Schopenhauer. Iar el spunea următoarele lucruri. Că oamenii obișnuiți se gândesc doar cum să petreacă timpul, în timp ce oamenii remarcabili se gândesc cum să îl utilizeze în folosul lor. Iar eu cred că ce am discutat aici vă face și pe voi oameni remarcabili. Și de asta am să vă dau startul pentru a fi cu adevărat oameni remarcabili și nu oameni obișnuiți. Start! Aceasta a fost lecția despre managementul timpului pe care eu v-am pregătit-o pentru astăzi și sunt convinsă că utilizând cele trei metode de management al timpului pe care le-am învățat împreună, veți ajunge să faceți timpul să lucreze pentru voi tot timpul. La revedere!